Eu cred că trebuie să intrăm într-o nouă eră din punct de vedere al raporturilor contribuabil-stat și va trebui în mod corect ca orice venit în această țară să se impoziteze, astfel încât sarcina fiscală să nu fie una care să se pună pe umerii a numai 3 milioane, 3,5 milioane, 4 milioane de oameni în această țară și tot ce înseamnă venitul în această țară să fie impozitate la un cuantum pe care, sigur, se va stabili, astfel încât cu toții să contribuim la ceea ce înseamnă funcționarea statului, la dezvoltarea statului. Nu este corect ca sarcina fiscală să stea pe umerii a 3 milioane de oameni în mod definitoriu, iar zone foarte largi să nu fie impozitate. Nu vreau să intru în detalii în momentul de față, dar este un principiu de solidaritate din punct de vedere al politicii fiscale. De aceea, ăsta este crezul meu și cred că aici acest lucru ar trebui să fie pus în practică cât mai repede cu putință.